Bună, eu sunt Andreea și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. După cum vedeți și din titlu, astăzi filmăm un unboxing de la YOLO. Mi-am comandat trei albume foto, le-am găsit la un preț foarte avantajos, dar înainte să vă povestesc despre acest lucru, vreau să vă spun că aș vrea să urmăm un program după care voi posta pe acest canal. Voi posta un videoclip în fiecare vineri, de la ora 6. Va apărea pe canalul meu, iar dacă voi avea conținut, și de cele mai multe ori așa se va întâmpla, va mai apărea și marțea, de la aceeași oră, tot de la ora 6 după amiaza, încă un videoclip. De cele mai multe ori va fi probabil unboxing, dar voi mai venind vara, sper să am mai multe uh, idei și să putem uh, să pot da mai multe comenzi la mai multe firme, să putem încerca diferite produse și să vi le uh, arăt, să vă arăt și părerea mea despre ele. După cum v-am spus, mi-am comandat trei albume de la Yolo. Uh, din câte am văzut pe uh, site și am văzut și acum pe uh, fața acestui uh, Iolo are sediul în Timișoara, pe site scrie că uh, albumele vin în uh, 7-12 zile lucrătoare, deci e un timp destul de mare în care se livrează coletele, dar uh, eu am comandat uh, aceste albume pe 3 martie, 2 sau 3 martie, și le-am primit pe 12 martie, după cum vedeți, sunt uh, 9-10 zile între data în care am plasat comanda și data în care am primit, dar ținând cont că uh, ei îți scot pozele și îți uh, asamblează aceste albume și vin tocmai de la Timișoara, eu fiind din Galați, uh, fiind și un weekend la mijloc, am înțeles toată această, nu știu, durată mai mare de timp în care mi-au fost livrate produsele. După cum vedeți, am două la fel. Am, aveți posibilitatea de a multiplica uh, pozele. Eu am adăugat în uh, acesta 48 de poze, iar uh, la, tot pe acesta l-am multiplicat, uh, fiind de două ori aceleași poze. Și în Celălalt mi-a mai pus alte 48 de poze, nu o să vi le arăt pe fiecare în parte. Eu vreau doar să vă spun că puteți să comandați cu uh, toată încrederea uh, de la YOLO Book. Uh, au acum o ofertă, nu știu cât timp mai durează, eu am plasat adus pe 2 martie, uh, era cumva o ofertă de 8 martie, dar eu astăzi când am intrat la ei pe site încă mai era valabilă. Trei asemenea uh, albume, a câte 48 de poze fiecare, le luați cu 59 de lei. Transportul este inclus în acest preț, deci asta uh, este totalul pe care l-a achitați la curier. V-am uh, prezentat și uh, timpul în care vine aceste, vin aceste albume. Uh, eu am considerat că este un... Uh, nu știu. Un avantaj, faptul că putem, că pot comanda uh, sunt 144 de poze practic și vine undeva la 40 de bani bucata. Eu am încercat să scot uh, poze pe hârtie fotografică la noi în mall și uh, e un leu 50 fotografia așa că am profitat de această ofertă de la ei. Uh, după cum spun de fiecare dată, în momentul în care fac uh, nu știu o prezentare a produselor și acestea sunt gratuite, vă prezint acest lucru. De data aceasta, ca și atunci când, nu știu ce am mai prezentat, cred că coletul de la Pink Panda, eu am achitat produsele, deci nu este o uh, reclamă plătită. Eu vă prezint doar... Uh, uh, eu vă prezint doar experiența mea cu anumite site-uri. După cum o să vedeți pe canal, o să mai apară câteva videoclipuri, o să diversific puțin ceea ce se întâmplă aici pe canal și în săptămâna ce urmează, veți vedea că vor apărea diferite videoclipuri. După cum v-am spus, următorul videoclip va fi marți, în care o să vedem unboxing-ul de la Avon din campania 3, al doilea sau al treilea unboxing din campania 3 urmând ca vineri, să vedem un colet de la Boostor, un boost Box, deci stați pe aproape, pentru că uh, vor urma, din punctul meu de vedere, videoclipuri drăguțe, pe care nu le postează chiar oricine, deci uh, nu sunt... Uh... Știu eu, plictisitoare pentru că le-ați mai văzut, sper eu să fie ceva diversificat și ceva nou, ceea ce postez eu, așa că după cum spun de fiecare dată, mulțumesc că mă urmăriți, nu uitați să lăsați un like, un comentariu să-mi dați și voi alternative și sugestii la ce aș mai putea să filmez și subscribe dacă nu v-ați abonat încă. Nu uitați să apăsați și pe clopoțel ca să fiți la curent cu ceea ce postez eu. Stați pe aproape, marți la ora 6 ne regăsim aici pe canal. Eu v-am pupat! Bye!